Pace, frați și surori, vă spun un bun venit la nouă sesiune video din Cuvântul lui Dumnezeu. Săptămâna trecută am discutat despre cum vulpile mici, adesea nebăgate în seamă, pot dăuna atât vieților noastre cât și a celor din jurul nostru. Tot atunci vă spuneam că în această săptămână voi vorbi despre cum Dumnezeu poate folosi lucrurile mici și neînsemnate pentru a transforma viața noastră în bine, cu condiția ca noi să ne punem la dispoziția sa. Însă aleg să decalez mesajul pentru următorul video. Ne aflăm într-o săptămână cu o importanță majoră pentru creștinătate, așa cum frații noștri ortodoxi o denumesc, se numește Săptămâna Mare. În această zi de vineri din Săptămâna Mare s-au derulat foarte multe evenimente în decursul a câtorva ore, începând cu vânzarea Domnului Isus, judecata lui de către mai multe persoane. Aici includem pe preotul Caiafa, pe dregătorul Pilat, pe Irod Antipa și apoi sentința finală o dă Pilat. Tăgăduirea lui Petru, spânzurarea lui Iuda, răstignirea și îngroparea Mântuitorului nostru. Astăzi aduc înaintea dumneavoastră doi dintre apostolii Domnului Isus Hristos, pe Iuda și pe Petru. Doi oameni care au reacționat diferit în vremuri de criză. Vorbim despre criza generată de prinderea și condamnarea Fiului lui Dumnezeu. În această săptămână, Domnul Iisus urma să fie trădat de către doi din ucenicii săi, de către Iuda, care l-a vândut pe 30 de arginți, și de către Petru, care s-a lepădat de el sau l-a trădat de 3 ori, până să cânte cocoșul. Iată două persoane care timp îndelungat au trăit în același mediu, au stat împreună cu Domnul Iisus Hristos, au văzut aceleași minuni, a căror atitudine părea să fie la fel, dar a căror caractere erau diametral opuse. În decursul celor 3 ani, 3 ani și jumătate, deși știam că de la început că Iuda îl va vinde, Domnul Iisus i-a învățat atât pe Petru, cât și pe Iuda, în același mod, fără discriminare. El a petrecut timp cu ei, explicându-le pildele pe care le spunea poporului și ambilor le-a fost dată puterea de a vindeca boli și de a elibera persoanele de demoni. Pe Petru îl vedem în mai multe rânduri pe paginile Scripturii, mustrat pentru graba cu care acesta își deschidea gura să vorbească. Însă de fiecare dată el a acceptat mustrarea și s-a pucăit de faptele lui pentru că îl iubea cu adevărat pe Domnul. El căuta în toate privințele să fie cât mai aproape de Domnul, dovadă fiind faptul că el a devenit unul din ucenicii din cercul restrâns al Mântuitorului, unul dintre cei 3-4 care îi vedem apărând în momentele în care Domnul Iisus Hristos trece prin cele mai importante etape ale vieții sale. Iuda, pe cealaltă parte, a fost persoana mai discretă pe pagina Scripturii. Nu vedem vorbindu-se foarte mult despre el în Scriptură, însă avem prezentat în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 12, versetele 5 și 6, de fapt, capitolul 12 începând cu versetul 1, vedem că este prezentat un episod în care Domnul Iisus Hristos este uns cu un mir de nard foarte scump, care costa undeva la munca pe un an de zile a unei persoane. Iuda face o remarcă în pasajul respectiv și spune că
acel mir putea să fie vândut pe o sumă de bani, iar banii câștigați din vânzarea acestuia să fie împărțiți la săraci. În versetele 5 și 6 spune că ne este prezentată o latură negativă a lui Iuda și ni se spune că Iuda era un hoț care obișnuia să fure din punga apostolilor. Poate datorită acestui lucru voia să fie vândut mirul ca să-și ia și el partea lui din toată această afacere. Însă nu trebuie uitat faptul, deși Iuda va rămâne în istoria noastră, în istoria lumii ca cel care l-a vândut pe Mântuitorul, nu trebuie să uităm că el a fost selectat de către Domnul Iisus Hristos, a fost selectat ca și apostol de către Domnul Iisus Hristos, a făcut parte din cei 12 timp de 3 ani și jumătate. Era o persoană de încredere pentru că i s-a încredințat punga, cum se spunea atunci. A fost ales ca și trezorerier. Deși în grupul acela puteai să spui că putea merita altcineva lucrul acesta pentru că îl avem pe Matei care se ocupa cu colectarea taxelor, deci avea o oarecare experiență în lucruri cu banii. Însă îl vedem pe Iuda, cel care este ales ca și trezorerier. Era un om care inspira încredere. Revenind la atitudinea în fața crizei, Petru, când este luat la întrebări de o slujnică de frică, se leapă de Domnul Isus de 3 ori până se cânte cocoșul. Păcatul lui Petru este însă unul de moment, nepremeditat și este datorat fricii. Chiar dacă vorbim despre trădare, pe când cel al lui Iuda, vânzătorul, a fost unul premeditat și făcut de bunăvoie. În mod deliberat a făcut lucrul acesta. În ambele situații, păcatul trădării era același pentru amândoi. Însă și posibilitatea iertării era disponibilă în aceeași măsură, atât pentru Petru, cât și pentru Iuda. În momentul în care a conștientizat păcatul său, Petru spune cuvântul că a plâns, a ieșit și a plâns cu amar. Și pocăința lui a fost una reală și autentică, pentru că în toată perioada aceasta petrecută în prezența Domnului Iisus Hristos, el a învățat că există har pentru cei ce se pocăiesc și pentru cei ce păcătuiesc. Iar ca rezultat ulterior, el a fost iertat și restaurat, devenind stâlpul sau piatra pe care a fost construită biserica. Iuda, când a văzut că Domnul Iisus a fost osândit la moarte și când a văzut că planul său eșuase în mod lamentabil, spune cuvântul că s-a căit și el. Ba chiar voia să returneze, a fost la preoți în templu pentru a returna banii și pentru a încerca să răscumpere greșeala și să încerce să repare răul făcut. Însă, nereușind lucrul acesta, el a decis să-și ia viața, necrezând că fapta lui mai putea fi iertată, astfel nefinalizând procesul pocăinței. Căința sau regretul nu este același lucru cu pocăința. Regretul este atunci când omul își recunoaște greșeala. Știe că a păcătuit, îi pare rău pentru faptele și gândurile și modul de viață pe care l-a avut în trecut. Însă aceasta nu este pocăință. Sau putem spune că este doar primul pas în procesul de pocăință. Pocăința nu înseamnă doar să înțelegi greșeala din trecut, adică pasul întâi, ci să începi procesul de schimbare și să-l duci la capăt. Iuda a înțeles că a greșit, știa că a greșit,
Dar nu s-a schimbat, ci a rămas în tristețea pe care i-a provocat-o regretul, adică în etapa căinței. Iată, avem înainte doi oameni care o bună bucată de vreme s-au asemănat mult între ei. La fel ca și grâul și neghina în prima parte a vieții lor. Era o perioadă în care nu se știa cine va predica, cine va ține predica la cincizecime, cine va vindeca ologul de la templu sau cine va scrie mai multe epistole. Însă atitudinea lor a lămurit acest aspect. Astăzi, personajele s-au schimbat. Este rândul nostru să ne asemănăm între noi toți. Cu toții vorbim despre Dumnezeu, ne rugăm, cântăm, predicăm sau facem diferite activități în biserică. Însă adevărata provocare este să fim conștienți de atitudinea pe care o avem în relația noastră personală cu Dumnezeu. Acum, în final, vreau să vă las, așa cum v-am obișnuit, cu o provocare, sub forma unei întrebări. Ce se va spune despre mine, ce se va spune despre tine, peste 20, peste 50, peste 100 de ani, sau chiar la judecată? Cu care din cei doi oameni despre care am vorbit vom fi identificați? Cu care din ei? Rămâne să ne analizăm fiecare viața și să dăm un răspuns în dreptul nostru. La fel ca și ei, și noi greșim mult astăzi. Și noi de multe ori facem păcate. Și avem două variante. Varianta lui Iuda, care regretă lucrurile, regretă că a fost prins, regretă că a fost dat pe față lucrului. Îi pare rău, dar care ulterior cade din nou și din nou în aceeași greșeală. Sau varianta lui Petru, care atunci când greșește, atunci când păcătuiește, vine cu lacrimi amare și cere iertare. Și mai mult de atât, își schimbă și viața. Se întoarce de la păcatul său. Pocăință înseamnă schimbarea minții, metanoia. Adică ce făceai să nu mai faci. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte. Cu siguranță sunt aspecte în viața noastră în care este nevoie de pocăință. Pocăința nu se încheie în momentul botezului, ea continuă până în momentul în care vom închide ochii sau Domnul ne va chema acasă. Însă mi-aș dori ca în această săptămână în care discutăm poate mai mult despre moartea și suferința Domnului, să nu uităm că Domnul nu a rămas în mormânt. Domnul peste scurt timp, peste 3 zile, vorbim de săptămâna aceea, în 3 zile urma să învie. Și această înviere este speranța noastră, această înviere este nădejdea noastră, că și noi vom fi împreună în viață cu El. Vă doresc o săptămână în continuare, o săptămână binecuvântată, zile binecuvântate în care să privim spre jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Și dacă cumva până acum era doar o poveste pentru noi și era ceva departe de inima noastră, mă rog ca învierea Domnului Iisus Hristos să aducă viață și pentru fiecare din voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!